Un român din satul Corunca, de lângă Târgu Mureș, a stârnit valuri de admirație după ce și-a construit singur o mașină de lux din lemn, complet funcțională. Pentru construcția mașinii, Peter Sabo a muncit peste 3 ani de zile și a cheltuit peste 14.000 de lire sterline. Peter Sabo a muncit mai bine de 4.500 de ore și a cheltuit 13.915 lire pe lemnul de frasin din care este făcută caroseria mașinii, pe care a numit-o Giulia, după numele soției sale. După ce am construit o trăsură de lemn, am zis că am nevoie de o provocare mai mare, a povestit românul pentru Daily Mail. Românul a declarat că este foarte greu să găsești o mașină de lemn de bună calitate și e aproape imposibil să găsești una în toată lumea, dar și că acest proiect, deși greu, este un moment de mare fericire pentru el. Giulia este o frumusețe clasică, combină liniile retro a unui automobil clasic cu inovațiile lumii moderne, de exemplu, luminile și muzica controlate de tabletă. Automobilul are un motor V6 de 2,3 litri și poate atinge 90 de km pe oră, dar Peter este încrezător că Giulia va atinge viteze mai mari odată ajunsă pe autostradă. Românul a scos mașina la plimbare prin satul său, unde se bucură de admirația vecinilor. Mureșanul planifică deja următorul său proiect, care va fi la fel de grandios. O altă mașină, cu design futurist și motor electric.